La punctul de trecere a Vămii din Negru Vodă s-a prezentat un cetățean din Republica Moldova în vârstă de 48 de ani, care conducea un autocamion cu semiremorcă încărcat cu detergent. Polițiștii de frontieră români și bulgare au verificat autoturismul cu un aparat special pentru detectarea bătăilor inimii, care a indicat prezența unor persoane în interior. Cei patru fugari au fost depistați deasupra paleților de detergent. Este vorba despre un bărbat din Turcia de 32 de ani, precum și doi cetățeni afgani, o femeie și doi minori de 5 și respectiv 6 ani, care nu aveau documente de identitate asupra lor. Șoferul a declarat că nu avea cunoștință de prezența străinilor. Aceștia au fost predați autorităților bulgare.